Consiliul Local Lugoj a aprobat un proiect care prevede piste de biciclete, zone pietonale și stații pentru închirierea de biciclete. Proiectul, în valoare de 10 milioane de euro, va fi depus spre finanțare, care este asigurată prin Programul Regional Vest 2021-2027. Demersul presupune realizarea peste 27 de kilometri de piste de biciclete, care în principal vor conecta cartierele de blocuri la zonele industriale, dar și la zona centrală și la instituțiile de învățământ. Este o finanțare foarte bine gândită de ADR Vest, în sensul în care pe exercițiul financiar trecut, pe POR, s-au acordat UAT-urilor bani, finanțări, pentru realizarea proiectării pentru aceste obiective. Astfel, prin POAT, Programul Operațional de Asistență Tehnică, am obținut 1 milion de lei pentru a proiecta aceste piste de biciclete, zone noi pietonale în Lugoj, și înființarea de stații pentru închiriat biciclete. Am finalizat proiectarea chiar săptămânile trecute, am obținut toate avizele, am emis autorizația de construcție și ieri Consiliul Local a aprobat printr-o hotărâre devizul general al investiției. Termenul de depunere pentru obținerea finanțării prealocate de 10 milioane de euro pentru Lugoj este data de mâine, 5 aprilie. Astăzi se finalizează încărcarea în platformă a tuturor documentelor necesare pentru obținerea acestei finanțări. Practic, dacă ai făcut proiectarea și ai depus corect documentele, finanțarea este ca și asigurată. De asemenea, zona dintre strada Traian Grozăvescu și gara SNCFR va fi transformată în zonă mixtă, destinată atât pietonilor cât și bicicletelor și autoturismelor. Vor fi realizate și stații pentru închirierea bicicletelor.